Vă invit să stăm ridicați în picioare și să cinstim, și în felul acesta, cuvântului Dumnezeu pe care îl citesc în această dupămasă spre seară din Evanghelia după Matei, capitolul 22, începând cu primul verset și până la versetul 14, pagina 949 în Biblie. Matei, capitolul 22, începând cu primul verset. Iisus a luat cuvântul și l-a vorbit iarăși în pilde și a zis, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis, Spune celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Junce și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei fără să le pese de poftirea lui au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și au omorât. Când a auzit împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașa aceea și le-a ascetat ea. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care au găsit și bun și răi și o spățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietene, a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă să ocupați locurile. Înainte de începerea slujbei din această seară, am spus fratelui Nelu și la câțiva frați cu care am interacționat aici în față, frați slujitori, le-am spus că eu am fost de mai multe ori la poarta cerurilor, dar niciodată la biserica poarta cerurilor. Am fost de multe ori ca și dumneavoastră la poarta cerurilor, în sensul că m-am dus cu laudele mele la Dumnezeu, m-am dus cu rugăciunile mele, m-am dus cu așteptările mele, și am bătut la poarta celor așa cum ne învață Scriptura cu credința că celui ce bate îi se deschide. Amin. Și aveți experiența asta mulți dintre dumneavoastră că atunci când ați bătut la ușa cerului, la poarta cerurilor, s-a deschis și Dumnezeu v-a ascultat rugăciunea. Am și eu această experiență. Numai că sunt pentru prima dată la biserica poarta cerurilor și mulțumesc fratelui Nelu pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Am fost împreună cu fratele Noilu Moise la o nuntă de la ora 2 aici la Berexeul Mare și m-am oprit în această seară aici la Biserica Poarta Cerurilor. Rugăciunea mea către Dumnezeu este ca Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe toți. Vă aduc salutări sfinte de la Cluj, de la Biserica numărul 1, de pe strada Carpați, așa cum ați auzit. Salutul bisericii noastre este din Psalmul 115, versetul 15. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cât suntem în locul acesta, cu atâtea nevoi suntem. Și Dumnezeu are binecuvântări pentru fiecare nevoie cu care noi venim la biserică sau venim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să-și deschidă mâna în această după masă spre seară și să sature după dorință tot ce are suflare. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Deci mi-a pus Dumnezeu pe inimă să predic ceva din acest cuvânt în această seară și spuneam fratelui Nelu ceva poate mai complicat. Dar ceva care cred eu că este foarte actual. De aceea mă rog lui Dumnezeu ca prin dul Sfânt să lumineze mintea noastră, să lumineze ființa noastră, să înțelegem cuvântul din Scriptură și să luăm în viața noastră, în aceste vremuri așa de complicate. Cred că ați observat că fiecare dintre noi cumva încercăm să facem pași înainte în viață. Și de regulă încercăm să ne proiectăm viața spre viitor. Suntem undeva mici și zicem, când voi fi mare? Mergem la școală și zicem, când voi termina școala? Când mă voi căsători? Când voi lua primul salariu? Când voi ajunge la pensie? Și încercăm încet, încet să anticipăm ce va fi cândva în viitor. Pentru că, dragii mei, cumva ne proiectăm viața spre viitor. Ma, dragii mei, dincolo de viitorul de mâine, de viitorul de poi mâine, de viitorul acela când vom termina școala, când vom, ne vom căsători, când vom ieși la pensie, există un viitor final. Și despre viitorul acesta final am citit în această seară din cuvântul lui Dumnezeu care spune atunci împărăția cerurilor. Deci mei, vreau să vă întreb în această seară, chiar dacă întrebarea aceasta este cumva retorică, are menirea să pună mintea noastră să gândească, unde vă vedeți dumneavoastră la acel viitor final? Sau nu mai credeți în El? S-a cântat, fratele meu a cântat despre uh, această revenire a Domnului Iisus Hristos. Suntem obișnuiți să stăm liniștiți pe băncile bisericii. Și poate venim duminică dimineața, venim duminică seara, poate mai venim și peste săptămână câteodată, fără să ne gândim serios unde voi fi în veșnicii. Unde mă văd eu la acel viitor final când se va așeza împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Știți că la firmele serioase există obiceiul acesta atunci când se fac interviuri pentru angajare, să se pună întrebarea aceasta, unde te vezi peste 5 ani de zile? Și are menirea întrebarea aceasta să-l pună pe candidatul acela să gândească dacă este preocupat să progreseze. Se angajează la un anumit nivel e preocupat omul ăsta ca peste 5 ani de zile să fie altundeva pe scara asta a progresului în firma respectivă? Unde te vezi peste 5 ani de zile? Deci, mei, unde vă vedeți dumneavoastră la acel viitor final când Domnul Isus Hristos va veni să-și așeze împărăția Lui? Că poate ne mai rugăm din când în când, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Întrebarea aceasta are logică pentru că cuvântul lui Dumnezeu zice că unii vor fi înăuntru la nunta aceea a fiului de împărat și alții vor fi aruncați afară. Unde vom fi noi? Frați și surori, poate că pun prea des întrebarea aceasta în această seară, dar o pun, dragii mei, pentru că vreau să începem să ne gândim serios la arătarea împărăției lui Dumnezeu. Nu mergem la biserică pentru ca să aparținem unei denominații religioase. Mergem la biserică, la casa lui Dumnezeu, facem parte dintr-o comunitate creștină pentru ca într-o zi împreună să moștenim împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Vreți lucrul acesta? Deci, mei, dacă vrem viitorul acesta final să fie cu Dumnezeu, cu mântuiții lui Dumnezeu, V-ați spus vreodată întrebarea dacă este oare ceva ce ar putea să afecteze viitorul meu cu Dumnezeu, veșnicia mea cu Dumnezeu. V-ați spus vreodată întrebarea aceasta. E ceva ce ar putea să afecteze, să împiedice, dragii mei, să fim veșnici cu Dumnezeu în Împărăția Lui Glorioasă. Ar putea fi ceva. Ce ziceți? Ar putea păcatul să ne împiedice. Zicea Domnul Iisus Hristos că în Luca, în capitolul 13, atunci când stăpânul casei se va ridica și va încuia ușa. Și voi veți fi afară, veți începe să bateți, să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dinăuntru casei va zice stăpânul, nu știu cine sunteți. Păi în ulițele noastre a învățat pe norod. Noi am mâncat și am băut înaintea ta. Știți ce le va spune stăpânul dinăuntru? duceți-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de legii. Adică ceea ce vă împiedică să fiți înăuntru, să fiți acolo unde sunt cei care trebuie să fie înăuntru, este fără de legea din viața voastră. Ar putea să fie lucrul acesta o piedică? Frați și surori. Sigur că da. Ar putea oare superficialitatea spirituală să ne împiedice ca în ziua aceea finală, la arătarea împărăției Domnului nostru Isus Hristos, la acest viitor final, superficialitatea noastră spirituală ar putea oare să ne împiedice să fim în împărăția veșnică a Lui Dumnezeu? Ar putea să se întâmple lucrul acesta? Zici, pilda celor 10 fecioare, toate erau fecioare. Și-au luat candelele. Așteptau să vină mirele. Cinci au intrat, cinci au rămas afară. Oare de ce? N-au mers destul la biserică? Nu se asemănau așa la prima vedere cu celelalte? Ba da! Au fost superficiale în pregătirea lor. N-au luat cu ele și un delemn în vase. Ca să mă uit doar la textul acesta, la omul acesta care a intrat înăuntru, în odaia aceea a uspățului, fără haină de nuntă. A fost superficial. Mă apropii ce de subiectul din această seară. Păcatul ar putea. Superficialitatea ar putea. Mai este ceva ce ar putea să, să afecteze viitorul nostru cu Dumnezeu. Câți dintre noi, din locul acesta, oameni mergători la biserică, câți ne-am gândit vreodată că viața noastră foarte aglomerată ar putea să ne împiedice să fim în împărăția lui Dumnezeu la cel viitor final? Câți ne-am gândit la lucrul acesta? Deci mi spuneți Sfânta Scriptura aici că unul a zis, mă duc la holda mea. Împăratul cu ale lui. Altul a zis, mă duc la negustoria mea. Sau cum zice în, în Luca, capitolul 14, despre ce poftiți la cină, am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Am cumpărat 15 de boi, trebuie să mă duc să-l încerc. Adică aglomerările acestei vieți mă pot împiedica pe mine sau îmi pot afecta viitorul meu veșnic cu Dumnezeu. Sunt prea aglomerat. Vreau să vă întreb, frați și surori, în modul cel mai serios, simțiți că duceți o viață aglomerată? Frați și surori, duceți o viață aglomerată? Aglomerările vieții ar putea să ne afecteze veșnicia noastră cu Dumnezeu sau nu ar putea să ne afecteze? De ce suntem așa de aglomerați? Discutam odată cu un frate la noi la biserică, e plecat acum peste ocean, s-a pensionat. Și a zis, măi frate, eu înțeleg că atunci când te pensionezi devii mai liber. Dar tu, ziua te duci și pui pavaje și noaptea te duci la nu știu care firmă și împachetezi pâine. Tu ești mai aglomerat de când erai la serviciu. Dragii mei, noi toți trăim o viață aglomerată. Fiecare cu holda lui, cu negustoria lui, cu boii lui. Dragii mei, trăim o viață aglomerată. Aglomerarea vieții. Poate oare să ne afecteze veșnicia cu Dumnezeu. În textul acesta, niște oameni aglomerați n-au fost la nuntă. Suntem așa de aglomerați pentru că viața asta ne oferă foarte multe oportunități. Putem să mergem unde vrem, să călătorim unde vrem. Chiar citeam, chiar citeam recent cât de valoros este pașaportul românesc în vremea noastră. Este al, al 14-lea cel mai puternic pașaport. Poți intra într-o grămadă de țări. Fără viză. Putem călători unde vrem. Putem munci cât vrem. Și dacă viața aceasta, și lumea, și viacul acesta. Ne oferă foarte multe oportunități să facem cam ce vrem și cum vrem. Noi chiar vrem să facem. Ne trezim foarte aglomerați. Un studiu făcut în America, acolo se fac multe studii, spunea că în anul 1994, 72% dintre americani ziceau că, din cauza dezvoltării tehnicii de vârf, vor munci mai puțin și vor avea timp liber mai mult. După 10 ani, muncesc cu 22% mai mult și au cu 8,5 ore mai puțin libere. Deci, mai aglomerați. Și întrebarea pe care mi-am pus-o când am frământat textul acesta și Dumnezeu mi-a mi luminat cuvântul acesta din această perspectivă, dragii mei, a fost oare cum afectează aglomerarea asta vieții, viitorul meu? Că despre asta vreau să predic în această seară. Viitorul amenințat de un prezent foarte aglomerat. Cum îmi afectează aglomerarea vieții viitorul meu cu Dumnezeu? În ce sens, dragii mei, ar putea fi o piedică în veșnicia mea cu Dumnezeu? Mai întâi de toate, dragii mei, aglomerările vieții fixează prioritățile. Aglomerările vieții fixează prioritățile. Viața aceasta este Dragii mei, o sumă de acțiuni și de provocări. Marea noastră problemă este următoarea. În ce ordine le așezăm? În ce ordine? Cine fixează ordinea în care punem, dragii mei, acțiunile și provocările, ca să știm ce e pe primul loc, ce e după aceea, ce e după aceea, ce urmează mai apoi? Dumneavoastră. Cum vă fixați prioritățile vieții, frați și surori, și prieteni, dacă sunteți pe aici? Cum vă fixați prioritățile? Adică, ce mai întâi? cei e după aceea? De exemplu, pentru mâine, cum v-ați prioritățile? Ce faceți din dimineață, ce faceți mai apoi? Ascultați-mă, de regulă, noi fixăm prioritățile în funcție de planurile noastre și de urgențele vieții. Ce ne-am făcut? Ce plan ne-am făcut pentru mâine? Sau pentru după ce se termină Biserica? Și planurile noastre devin prioritățile noastre. Pentru că cei care au fost aici în textul acesta și-au făcut planul să meargă la holdă, asta e prioritate. Să meargă la negustorie, asta e prioritate. Asta e mai întâi în viața noastră. Sau urgențele noastre fixează prioritățile noastre. Este urgent și trebuie. Zicea Domnul către unul, vină după mine. Și a zis el, lasă-mă mai întâi să mă duc să pe tata. Ca și cum am o urgență. Să împlinesc urgența pentru că urgența este mai întâi. Este prioritatea vieții mele. Dragii mei, întrebarea este cine ar trebui să fixeze prioritățile vieții mele? Aglomerările, planurile, Urgențele care dau aglomerările vieții, cine ar trebui să fixeze cei mai întâi în viață? Frați și surori, citiți Biblia. Dumnezeu. Dumnezeu din cer. El spune în această carte căutați mai întâi. Știți de ce e foarte important, dragii mei, să știm că Dumnezeu este cel care fixează prioritățile și chiar să-i permitem lui Dumnezeu să ne fixeze prioritățile. Pentru asta trebuie mare credință. Să las pe Dumnezeu să fixeze prioritățile. Dar știți de ce trebuie să lăsăm pe Dumnezeu? Pentru că atunci când Dumnezeu fixează prioritățile, El este interesat de lucruri de care noi suntem mai puțin interesați. Ăștia sunt interesați de holdă, de negustorie. Un om despre care zicea Dumnezeu Hristos în Luca în capitolul 12, a zis, mi-a rodit bine țarii în anul ăsta, am hambare mici, o să le stric, o să fac altele mai mari, o să adun acolo recolta, o să zic apoi, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te, și a zis Dumnezeu din cer, ți se cere înapoi la noapte sufletul. Adică tu de suflet nu te ocupi tu te ocupi de, de țarină, te ocupi de hambare, te ocupi de recoltă, te ocupi de veselie, te ocupi de astea. Dragii mei, noi ne ocupăm mai mult, de, mai mult de lucruri de acum și mai puțin de suflet. Sunteți de acord cu asta? Când Dumnezeu fixează prioritățile vieții, El se ocupă de ceea ce noi ne ocupăm mai puțin, adică de suflet. Vreau să vă întreb. Când sunteți foarte aglomerați și vă fixați prioritățile, și vă treziți că nu aveți timp. De unde încercați să luați timp? Că nu fabricăm timp. Sunt 24 de ore într-o zi. Sunteți aglomerați. Aveți multe de făcut. Aveți nevoie de timp. De unde luați timp? Și vă spun eu de unde? Din cele care vizează Sufletul. Mai puțină rugăciune? Că n-am timp mai puțină părtășie cu biserica, n-am timp. Poate mai puțină părtășie cu, cu familia și așa mai departe. Iau de acolo pentru că sunt aglomerat. Am o mulțime de lucruri de rezolvat și am nevoie de timp. Dumnezeu din cer când fixează prioritățile și când zice căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Fixează această prioritate, dragii mei, pentru că el se ocupă de ceea ce eu mă ocup mai puțin, adică de sufletul meu. Am luat niște oameni pe un loc să-l ducă la Domnul Isus Hristos. Era bolnav, era un loc, l-au lăsat prin acoperiș înaintea Domnului. Vreau să vă întreb, știa Domnul de ce l-au dus cei patru pe locul acela până acolo? Și au făcut, au depus efortul la acela să ruce pe acoperiș să lase acolo în fața Domnului. Au știut, a știut Domnul de ce îl duce acolo? Și vreau să vă întreb, de ce s-a ocupat Domnul prima dată la ologul ăsta? De suflet. E adevărat? Din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva Domnului Iisus Hristos, mai întâi sufletul. Mai întâi lucrurile care vizează mântuirea noastră, care vizează sufletul nostru. Să uitați spre locul acela și a zis, fiule, păcatele sunt iertate. Bine, dar nu știi, Doamne, pentru ce l-am adus aici? să-l vindeci. Și oamenii au început să gândească în mintea lor, cine este? Hulește, doar Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și a zis Domnul Iisus Hristos, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Ție, zic, a zis slăbonogului, scoală de că spatul și umblă. Dar mai întâi, sufletul. Câți din locul acesta, frați și surori, pune mai întâi sufletul E adevărat că aglomerările vieții, ascultați-mă bine, aglomerările vieții ne determină, dragii mei, să neglijăm sufletul și să luăm timp de acolo de unde ar trebui să fie timp pentru sufletul nostru. Când Dumnezeu fixează prioritățile, Dumnezeu din cer se ocupă de ceea ce eu mă ocup mai puțin de azi, zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Când Dumnezeu fixează prioritățile, El vizează veșnicia, nu doar clipa. Eu mă ocup de acum. Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te, ai multe strânse pentru multă vreme, pentru mulți ani, că asta, dragii mei, este trăiește clipa. Ați auzit, dragii mei, lozinca asta, nu? Trăiește clipa. Când Dumnezeu îmi pune prioritatea, El țintește veșnicia. Să fim veșnic împreună cu El, de aceea zice împărăția lui Dumnezeu. Asta este ținta vieții mântuitului, împărăția lui Dumnezeu. Că dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, zicea Pavel, suntem cei mai nelorciți dintre toți oamenii. Dar vrem împărăția. Ei, când Dumnezeu fixează prioritățile, Dumnezeu fixează veșnicia. Vizează veșnicia. Când Dumnezeu fixează prioritățile, Dumnezeu vizează planurile Lui nu planurile noastre. Pentru dumneavoastră, care au prioritate? Planurile dumneavoastră sau planurile lui? Ilie, în Vechiul Testament, era la Arat. Ca și cum eu m ar duce la firmă, să muncesc la firmă, sau m ar duce la, la jobul meu, la munca mea, da? Și pe când poate era mai bine, a venit Ilie și a pus mantia aceea pe umerii lui, a fost chemarea lui Dumnezeu. Ce faci acum, Elisei, ce-i mai întâi pentru tine? Planul tău sau planul lui? Și-a zis Elisei către Ilie, vin, vin, lasă aratul, a luat lemnele și-a făcut foc, a adus boia aceea, a adus ardere de tot, lasă-mă doar să mă duc să iau rămas de la ime la, de la și vin să slujesc lui Dumnezeu. Pentru că planurile lui sunt prioritare. În teorie toți suntem de acord cu asta, dar în practică Adică să fiu dispus să renunț la planurile mele și să se facă planul lui Dumnezeu. Așa îmi fixează el prioritățile. Deci, dragii mei, aglomerele vieții afectează viitorul nostru veșnic, pentru că aglomerele acestea adesori ne fixează prioritățile vieții. Să nu lăsăm aglomerele să ne fixeze prioritățile, să lăsăm pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne fixeze prioritățile. În al doilea rând, Aglomerarea acestea ne, ne afectează viitorul acesta final, viitorul acesta cu Dumnezeu, pentru că aglomerarea ne socotește onoarea. M vreau să vă întreb: cum se numesc cei pe care împăratul acesta i-a chemat la nuntă? Ziceți montaș, ziceți-le zice invitați. vreau să întreb: era onoare pentru un cetățean să-l cheme împăratul la nuntă. Era o onoare? Știți în Vechiul Testament, s-a dus Haman supărat la el casă că Bardoheu nu se arunca cu fața la pământ înaintea lui și spunea casei lui și vărsa năduful ăsta în fața casei, dar zicea printre altele, eu sunt singurul pe care împărătea sa l-a chemat la ospățul pregătit. Adică am această onoare să mă fi chemat împărăteasa la ospăț. Frați și surori, dumneavoastră cei de aici din biserică, simțiți că aveți această onoare să fiți chemați la împărăția lui Dumnezeu. Aveți această onoare. La ce va chema Dumnezeu? La slava lui Dumnezeu. Ne-a chemat Dumnezeu ca într-o zi să stăm la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacov și cu toți mântuiții lui Dumnezeu. Acum, frați și surori, vă vedeți pe dumneavoastră stând la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacov? Să te uiți la el și să zici, tu ești Avram? Tu ești Isaac? Tu ești Iacov? Tu ești Petru? Tu ești Pavel? Cât te-am învățat de la voi? Din scripturi, în relația voastră cu Dumnezeu, să stai la masă cu patriarhii, în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, este asta o onoare? Când Împăratul i-a chemat păștea, le-a acordat o mare onoare, aglomerările vieții i-au determinat să ne socotească această onoare. Pentru că ei și noi, când suntem Aglomerați. Prea greu ne vine să credem că s-ar putea să pierdem o on... favoarea lui Dumnezeu. Grația lui Dumnezeu. Onoarea lui Dumnezeu. Adică, dacă Dumnezeu ne-a chemat și noi am spus că ne simțim, ne simțim chemația lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a chemat, musai să fim în împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate să, să pierdem favoarea asta se poate să o pierdem. În Vechiul Testament, Dumnezeu l-a ales pe Saul și a pus ungerea peste el. Și împăratul acesta a avut niște experiențe extraordinare. A intrat într-o ceată de poroși și a început să prorocească. A venit Duhul Domnului peste el. Este, este, asta experiența extraordinară. Să vină Duhul lui Dumnezeu peste tine. Vreau să mă întreb, omul ăsta, a pierdut această favoare de la Dumnezeu sau nu a pierdut-o? În momentul în care n-a ascultat de Dumnezeu, dragii mei, Dumnezeu din ce a zis, l-am lepădat. O fi fost ungerea peste el o vreme, o fi fost înceata ceata prorocilor, o fi fost ungerea Duhului peste el, prezența Duhului peste el, dar l-am lepădat. Noi mergem la biserică o viață întreagă, și pe frunte avem acest, poate, sau în mintea noastră avem chemat al lui Dumnezeu. Aglomerările vieții, ascultați-mă, ne pot determina să nu credem că într-o zi s-ar putea să pierdem această favoare sau această cinste, această onoare. Am fost chemați al lui Dumnezeu, dar zice Biblia, mulți chemați, puțin aleși. Pentru că mulți din chemații aceștia, dragii mei, din cauza multor lucruri, dar și din cauza aglomerării vieții, pierd această onoare. Dumnezeu să ne, să ne ferească de așa ceva. Ne-a dat Dumnezeu acest har, această chemare extraordinară, să fim parte din împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Consecvenți în ascultare. Trebuie să vegem, dragii mei, să întărim și chemarea... Ce are noastră? Încerc să mă grăbesc în altele, în dragii mei, spunându-vă, aglomerările acestea ale vieții resping provocarea. Ele vor afecta viitorul nostru pentru că ele acum resping provocarea. Poate ziceți în ce sens? Dragii mei, chemarea asta lui Dumnezeu, și pe ei, și pe noi, ne găsește acolo unde suntem. Cum pe ucenici a găsit pe lângă mare, pe, Elie, la, pe Elisei l-a găsit la rat, pe ăștia, pe unul l-a găsit pregătindu-se să meargă la holdă, pe altul pregătindu-se să se meargă la negustorie. Și le-a făcut această invitație, le-a dat această onoare. Ascultați-mă! Invitația aceasta n-a fost doar o onoare, a fost o provocare să l lase și să se ducă la nuntă, da? Provocare să pornească dintr-un loc și să facă altceva. Nu holdă, nu negustorie, să faci altceva. Și ascultați-mă aici, poate că vin la subiecte mai sensibile din vremea noastră. Această provocare înseamnă să las aglomerările și să-mi acord o pauză. Vreau să vă întreb, oameni aglomerați, câți dintre dumneavoastră sunteți dispuși să vă acordați pauză? Nu pauza de cafea. Nu pauza de cafea. Un alt fel de pauză. Deci, mei, s-au făcut studii și s-au creonat câteva semnale că suntem foarte aglomerați. Și ascultați-mă. Atunci când ești tot timpul pe fugă, ziceau studiile, areți că ești unul foarte ocupat. Atunci când la sfârșitul zilei îți rămân lucruri nefăcute din programul tău, e un semnal că duci o viață aglomerată. Atunci când cineva tot îți spunea, las-o mai încet, las-o mai încet, e un semnal că duci o viață aglomerată. Atunci când după programul pe care ți l-ai făcut, te trezești că ar trebui să fii mai multe locuri în același timp, vi s-a întâmplat lucrul acesta. Duce o viață aglomerată. Dar mai este un, un, un lucru foarte important, un semnal foarte important. Atunci când te simți vinovat, când ai momente de relaxare, e un semnal că duci o viață aglomerată. Nu știu dacă vi s-a întâmplat lucrul acesta, să vă simțiți vinovați atunci când v-ați luat un timp de relaxare. Adică, uite, domnule, cât te-am de făcut și, uite, pierd vremea aici. Nu fac nimic, mă relaxez. Vi s-a întâmplat asta? Uite, domnule, am atâtea de făcut și eu pierd vremea, eu mă relaxez. E un semnal că duci o viață aglomerată. Dragii e? Împăratul ăsta le-a cerut acestor oameni prin invitație să-și ia o pauză. Să lase holda, să lase negustoria, să ia o pauză. Noi avem momente când luăm pauză să fim noi cu noi înșine, noi cu gândurile noastre, noi cu planurile noastre. Împăratul le-a cerut să ia o pauză și să fie împreună cu el. Frații mei, oamenii lui Dumnezeu din Biblie, oricât de aglomerați au fost, și-au luat o pauză să fie ei și Dumnezeu. Știți asta? Au lăsat lucrurile deoparte să fie ei și Dumnezeu. Știți că sunt în Scriptură oameni care de trei ori pe zi se rugau lui Dumnezeu. În condiții extraordinar de complexe, de dificile. Un împărat în Vechiul Testament a dat ordinul acesta la îndemnul consilierilor să dea o poruncă 30 de zile, nimeni să nu se închine altui Dumnezeu decât împăratului. Și Daniel s-a dus acasă când a auzit că a fost scrisă porunca aceasta, de trei ori pe zi se ruga lui Dumnezeu. Își lua câte o pauză să fie el și Dumnezeu. Dar suntem prea aglomerați. Să ne luăm o pauză, să fim noi și Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, vreau să vă întreb, trei ani și jumătate cât a fost implicat în lucrarea Tatălui din Cer, a, fost, a avut o viață aglomerată, frate și surori. Sigur că avea o viață aglomerată. Dar ascultați-mă, și-a făcut timp să fie El și Dumnezeu. Se retrăgea în munte să se roage, chiar dacă era noapte. Să fie El și Dumnezeu. Deci, mai mei, invitația aceasta pe care ne-o face Dumnezeu este nu doar o onoare, este și o provocare. Să lăsăm aglomerările să ne luăm o pauză, să fim noi și Dumnezeu. Aveți teria să faceți locul acesta. Provocarea aceasta nu este doar provocarea la a ne lua o pauză, ci și la a ne acorda un timp de bucurie. Dumneavoastră sunteți flămânți după bucurie. Mă rog lui Dumnezeu mereu și zic, Doamne, umple în ființa mea de bucuria aceea în Duhul Sfânt. Noastră care ați avut experiențe de felul acesta, știți ce înseamnă bucuria în Duhul Sfânt. Am nevoie de bucurie. Oamenii aglomerați, dragii mei, nu prea au timp să se bucure și dacă își acordă timp să se bucure, să se bucure de ce au realizat ei că le -a ieșit bine afacerea. Că a fost una care, care le-a dus profit. Ca bogatul ăla din, 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 pilda Domnului Iisus Hristos a zis să-mi strâng hambarele și apoi o să duc, eu veselie și o să mă bucur. Când împăratul se adresează acestor oameni aglomerați cu invitație lui, așteaptă de la acești oameni, îi provoacă pe acești oameni să-și un timp de bucurie, nu pentru ce au realizat lui ei la holdă și la negustorie, și să se bucure de ceea ce a făcut împăratul pentru ei. A zis, veniți, am tăiat juncii mei cei îngrășați, toate este gata, asta am făcut pentru voi, veniți! Acordați-vă un timp să vă bucurați de ce am făcut eu pentru voi. Deci, mei, câți din locul acesta avem timp Adică ne facem timp din aglomerările noastre să ne bucurăm de ce a făcut Dumnezeu pentru noi a făcut ceva, conștientizăm, dragii mei, e mereu în atenția noastră darul cerului, dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu în Hristos Domnul, care a făcut-o pentru noi, este în atenția noastră. Din aglomerile astea ale vieții ne putem retrage să contemplăm harul lui Dumnezeu în Hristos Domnul. Să ne bucurăm de lucrul acesta. Pentru că, dragii mei, noi venim la biserică și dacă se cântă ceea ce ne place nouă, poate că ne mai bucurăm. Dacă se predică ce ne place nouă, poate că ne mai bucurăm. Dar să ne bucurăm, dragii mei, de ce a făcut Dumnezeu pentru noi, de ce a făcut împăratul ăsta pentru noi. Să ne acordăm timp pentru bucurie. Dragii mei, asta este provocarea pe care o conține această invitație. Dar aglomerările vieții ne socotește, aglomerarea vieții ne socotește această provocare să ne luăm o pauză, să fim noi cu Dumnezeu, să ne bucurăm de ce a făcut Dumnezeu, să fim împreună cu alții, pentru că nunta este, am fost la nunta, asta frate Nelu, da? Nunta înseamnă să ne adunăm mai mulți pentru același obiectiv. Și asta era aici, să se adune oameni împreună, să fie împreună înaintea împăratului. Dar suntem prea, prea aglomerați. Spunea frate lui, Nelu despre ce se întâmplă în la biserica noastră și am întrebat cum se întâmplă aici și poate e puțin diferit din pandemie, oamenii biserici au rămas cu Am învățat în pandemie pentru că făceam slujbele pe serii, dimineața o serie, seara altă serie, cealaltă duminică, seria asta de după masă era dimineață, și au învățat oamenii că pot merge la biserică duminica dată, Că nu, ne, nu, le permitea să vină după masă. Și acum vin ori dimineața, ori seara. Seara e plină biserica, dimineața e plină biserică, seara e mai puțin, mai sunt locuri goale. Că am învățat că putem merge o singură dată pe duminică la biserică. Fății mei, e nevoie din aglomerările vieții să ne retragem, să fim noi împreună cu împăratul nostru, cu Dumnezeul nostru, cu Mântuitorul nostru. E nevoie de așa ceva. Și mă, mă duc spre încheiere, dragii mei, spunându-vă în al patrulea rând că aglomerările acestea ne pot împiedica viitorul nostru veșnic cu Dumnezeu, pentru că aglomerările ne socotesc sau neglijează responsabilitatea. Deci, mai, aglomerările acestea ale de vieții devin, dacă vreți, responsabilitățile noastre. Le simțim ca responsabilitățile ale noastre. Și ascultați-mă, Zice, zicem, în, 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 în Luca, în capitolul 14, în pilda, pilda celor poftiți la cină, zicea unul, mi-am cumpărat un ogor și puteți continua, trebuie să mă duc să-l văd. Am cumpărat 15 de boi și trebuie să mă duc să-l încerc. Adică asta e responsabilitatea mea, să mă duc să-mi văd ogorul, să mă duc să-mi încerc boii. Și acum, dragii mei, imaginați-vă că peste acest trebuie sau pe lângă acest trebuie, vă vine o invitație. Mintea dumneavoastră, în dreptul căreia decide, a lui trebuie sau în dreptul unei invitații? Trebuie este ceva ce trebuie. Nu suferă amânare. Eu am fost cu câțiva ani nu am fost invitat la o, la o conferință în Corea de Sud și am refuzat-o. Am zis, nu chiar trebuie. E o invitație. Aveam alte lucruri care trebuiau, da? E deci mei. Când am aceste aglomerări ale vieții care devin responsabilitățile mele, eu am impresia că ele chiar, ele chiar trebuie făcute. Și o invitație nu-i chiar. Și dragii mei, ascultați-mă, aceste aglomerări ale vieții care noi, pe care noi le considerăm responsabilitățile noastre, nu ne lasă... Să pricepem că în viața aceasta, aceasta sunt lucruri care suferă amânare. De regulă, aglomerările care ne dau responsabilitățile sunt urgențele vieții noastre. Trebuie să mă duc la holdă, trebuie să mă duc la negustorie, trebuie să mă duc să încerboi, trebuie să mă duc să văd ogorul. Urgențele, dragii mei, trebuie uh, rezolvate. Dar în viața asta, ascultați-mă, nu sunt doar lucruri urgente, sunt lucruri importante. Și dacă lucrurile importante, cineva spunea că lucrurile importante, rar ori sunt, sunt urgente. Ascultați-mă, dacă vă analizați, vedeți dacă e așa. Lucrurile importante, rare ori sunt urgențe. Și noi rezolvăm urgențele, aglomerările ne determină să le credem urgențe și că nu suferă amânare. Și dacă suferă amânare ceva, suferă amânare lucrurile importante. Până vor deveni și ele urgente. Când lucrurile importante vor deveni urgente, s-ar putea să fie prea târziu. Fecioarele acelea neînțelepte au constatat că lucrul ăsta important să-ți un de lemn a devenit foarte urgent acum, că li se sting candelele. Dar era prea târziu. E prea târziu. În viața aceasta sunt lucruri care pot fi amânate să le faci pe cele importante. Domnul Iisus Hristos trecea pe lângă Marea Galilei și doi frați aruncau o meajă în mare. S-a dus Domnul mai departe și doi frați cârpeau mrejile. Își făceau meseria. De acolo câștigau pentru familie. Domnul a zis, veniți după mine. Acum ce e mai important? Să anunci mreaja să pescuiști sau să mergi după Domnul? Deci ce Dumnezeu din cer le-a le arătat o, o, o viziune extraordinară a păstorilor din, din câmpia Betlehemului, Îngerul acela care a venit și a spus azi în cetatea lui David, s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl descunoaște. Și a, le-a dat semnul. Și au descoperit oamenii aceștia că sunt lucruri care pot să mai aștepte. Turmele mai pot aștepta. Dar trebuie, trebuie să mergem la betleem să-l vedem pe Hristosul aruncatul mrejelor și cârpitul mrejelor mai pot aștepta. Dar trebuie să ne ducem după Domnul Isus Hristos. Dumneavoastră aveți tăria să lăsați lucruri care vă aglomerează viața, să vă ocupați, să le amânați pe altă dată. Să vă ocupați de ceea ce este important, să mă duc, să împlinesc chemarea lui Dumnezeu în Hristos. Avem tăria asta, frații mei. Responsabilitatea dată de aceste aglomerări. Nu ne lasă să gândim că sunt lucruri care suferă amânare. Pot suferi amânare. Și aceste responsabilități date de aglomerările noastre, dragii mei, nu ne permit să credem că trebuie să schimbăm sensul în viața noastră. Știți care este sensul vieții noastre de regulă din grădina Edenului încoace, știți? Noi tot plecăm. Noi ne tot ducem din grădina Edenului până astăzi. Unul a plecat la holda lui, altul a plecat la negustoria lui. Fiul risipitor și-a luat totul și-a plecat într-o țară depărtată să trăiască în mizerie. A venit tânărul, tânărul bogat la Domnul Iisus Hristos, după ce a spus ce să facă să moșterească viața veșnică, a plecat. Noi ne tot ducem. Invitația asta, dragii mei, pe care ne-o face Dumnezeu din textul acesta este veniți. Veniți la nuntă, toate sunt gata. Veniți și vă voi face pescar de oameni. Veniți și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la lumii. Tot ceea ce este în viața noastră, dragii mei, înseamnă acest să venim. În această seară, eu, un om aglomerat, stau în fața unei adunări foarte aglomerate. Trebuie să facem ceva cu aglomerările vieții. Să înțelegem că sunt în aglomerările astea vieții lucruri care pot fi amânate. Să ne ocupăm de cele importante care vizează împărăția Lui Dumnezeu. Și dacă suntem oameni care tot mergem la aglomerările vieții noastre, să pricepem în seara aceasta că Dumnezeu ne zice veniți. Veniți! Dacă sunteți însetați, veniți! La ape! Veniți să, să beți din, din apa cea vie a Duhului Lui Dumnezeu! veniți să vă săturați sufletele voastre veniți dragii mei să primiți cuvântul lui Dumnezeu, să primiți mântuirea lui Dumnezeu, pentru că dragii mei noi oameni care tot plecăm, încă astăzi mai suntem chemați să venim e cineva aici în această seară dispus să pune deoparte aglomerările vieții și să lase pe Dumnezeu să fixeze prioritățile mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui E cineva să facă lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.